poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Pășit cu dreptul în iarnă, chiar dacă n-are brad de 2 metri și jucării moderne. Nu-i normal așa! Asta e și în brad! Cât în viața am visat să am brad! Parcă în secol nu mă vezi, n-ai auzi, Monica, nu în secol! Ei, fitița, nu uita unde am scos! Tatiana Heghea i-a călcat pragul și s-a lăsat convinsă să facă ce n-a mai făcut vreodată. Bună seara, sunt Tatiana Heghea și vă prezint buletinul de sport. Hai, pui mie, nu buletinul de sport, știrile de sport. Știrile de sport. La ziua de naștere a lui Johi Davis, invitații au dansat de le-au ars tălpile și tot printre petrecăreți l-am găsit pe pretendentul la cutia Dorei. Prezentatorii Jurnal TV își fac loc în casele voastre cu un colind de Crăciun. Era din ochii lor, ești visul tuturor, oriunde fi în lume. Și asta nu e doar o bârfă. Rămâneți cu Dora Show. Așa e cu vedeli, trebuie să sui o scara asta pe chirubi capul. Dar de eu să mă spui că m-am săturat, stai, am de-am o bătături. La și bătătura ai, Zonica, la și la limbă, la și bătături ai tu. Bătătura, stai eu de bătături. Nu-i normal așa, asta e și în brad, cât în viața am visat să am brad. Parcă în secol nu mă vezi, n-ai de un scurs. Auzi, în secol, e fitița, nu uita de unde am scos. De unde m-ai scos? Da, mi-e chefă că ați avut brad polii cu aur până amu. Am avut. Unii flașe, drag doamne, spune-le condiții la tineretul din ziua de azi. Avem brad, rupeam crenguță. Oh, doamne, ia să-mi rup capul, amu. Ai frumușel de sfălănșorul. Gata, da. Oh, dar îmi place din ziua asta, gata, din sărbătoare. Uți mă uit. Bună seara, dragii mei telespectatori. Măi, ia că așa e. N-am zis ce să-mi pun eu nii brat, am uia în casă, când braz încă scump. Dacă avem roza chinezească. Roza chinezească și-ai pus băieți că te-am rugat în coș ca o bunică de mătușă, de treabă, sunt coș. Dar ți-am făcut colțul și-o rămas o lecție. Ai tai frumușel să dă-o slipim asta, să fii frumos. Au, tine l-o călcat, tăt, copilă raia mamei voastre, eu. Eu parcă țin mic când eram tânăr împreună cu mama. Zici că ești în pas cu moda, dar moda te-a pășit din tricot. Am fost pășat, scris, să gâtliez. Domnișoare, m-a pășit pe mine. Auzi. Da. Aliu. Cât mai tai? Tai încă vreo 7. Da. Iau și frumos, doamne, parcă-i jiu brăduțul ăsta. Așa, las că-i bun. Gata, damă, dragii mei. Eu damă gata chitit, bradul iese, ne-am pus și ghirlandii sus și jos și Moș Crăciun. Lasă vii colindătorii să mă colindi, vorba aceea. Hai, tai, da, frumușel. Da, am bani, am primit. Ca de obicei, înainte mai fășeam bani, dar nu ne pune o ciocolată, o portocală și deschide. Și 20 de bănuți, așa e, dar cum vrei tu? Nici ușa nu ne-o mai deschide înainte tăți. Deschideu toate ușile să vină toate colindătorii. Toate ușile, nu m-am pierut, când vorbesc cu oamenii, că sunt mai mari decât tine, ca o mamă. S-au pus paricul ăsta. Dar era frumos. Dragii mei, vreau să vă zic că acum de sărbători tot sunt vorbătă și duc după cadouri și s-a făcut de colindată și încălzesc voțile și vreau să vă zic cu mătra mea Raisa Buhnă au fost și-o luat cele mai picante momente de la colindu, colindat de echipa, frumoasă echipă de la Jurnal TV, dar unii telecomanda, ia ca nu-i. Magii, 3, 2, 1 și... Da,
Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Bugnă și vă prezint bârfa zilei. În luna decembrie la Jurnal TV e forfotă mare. Întreaga echipă a pregătit un colind numai bun de ascultat în familie. Camera de la bârfa zilei s-a anfijat pe platoul de filmare a colindului. S-au tras o mulțime de duble, iar prezentatorii reporterii n-au dat niciun semn de oboseală. Pârle, bâlbe, dar și imagini rămase după cadru. Vedeți reportajul ce urmează. Speranța din ochii lor, ești visul tuturor, oriunde ai fi în lume. Bună ziua, de ce faceți? Faceți bine. Foarte drăguț. Simțiți atmosfera de iarnă? Da, mai ales cu jumate de buze machiată. Nu vă spărați, dar de ce v-ați lăsat părul pe masă? Vai, astăzi el a lucrat prea mult, știi, și i-am dat liber. Tante Dora, dar și râzi așa cu poftă. Și-ți fac, și plâng și-ți fac. Tante Dora, spune sincer, câți portocale mănânci într-o iarnă? Într-o iarnă eu mănânc 7, lunea, marța, miercuri și până sâmbătă. Așa, unde fugiți? Și-ar trebui să mă înțeleagă, că e tot umblă cu microfon. La sunse zi, la sunse, te primesc mai mult, doar unde spune lume. În rai, dar de unde iei toate știrile astea cele mai picante? Am eu un site secret care nu-mi spune nimeni. Hai nou, acum, în secret, spune-ne. www.md. Doamna Maria Marian Marianovic Marianski, ce faceți? Bună ziua! Cum vă simțiți pe acest fotoliu în această zi frumoasă de iarnă? Doamna Maria Marian, spuneți-ne, vă rog frumos, când ați aflat că Moș Crăciun există? Când venea și ne aducea portocale, bomboane micuțe, micuțe multe și colorate, când ascundeam dulciurile de sora mea și așteptam ea să le mănânce pe toate. Spuneți-mi, vă rog, ce vă place cel mai mult iarna și la sărbătorile de iarnă? Iepurii albi. Iarna se asociază cu mine, cu vacanța de iarnă, cu lipsa de la serviciu, cu somn dulce. Noi lucrăm, nu filmăm toate prostiile, se filmează numai și frumos. Gata, mă duc. Și ne-a strigat la Jana. Cereți scuze acum, în direct. Nu e șansă. Cereți scuze. Dumneavoastră, Moș Crăciun, spuneți-mi da, cât de fericit moșului. Sunteți că eu sunt la dumneavoastră în brațe. Eu sunt fericit întotdeauna, și când ești în brațe și când nu ești în brațe. A, domnul Val, scuzați-mă, eu vreau să vă întreb. Când ați aflat că Moș Crăciun nu există? Azi. Cine v-a spus? Tu, în clipa asta în care m-ai întrebat. Eu am crezut până acum că există, eram convins de asta. Și eu v-am convins că nu mai există? Nu, tu mi-ai comunicat o știre. Dar asta este o știre. El intră pe horn. Măi, las pe horn. Dar cum un om să intre pe horn? Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Ce să dăruiți fetiței de anul nou? Au, vai de mine, nu m-am gândit la asta, sincer, încă nu m-am gândit. Dar... Bate la ușă, dar mă ta nu ești gata. Da, mama, eu nu sunt gata, da. Ce le transmiți copiilor? Bună ziua! Transmite-le ceva copiilor din partea lui Moș Crăciun. Tu ești bun prieten cu el. Da, vreau să le urez copiilor sărbători fericite. Iubiți părinții, bunei și toți din prejur. Domnul Iura îmi pune cablă și el e cel mai bravo. Eu acum vreau să-l pup, ca pe final. Hai, Încă o dată. Domnul Andrei, ne-ați mișcat prompterul ăsta. Domnul Andrei, iată, eu am scris aici textul și l-am pus cu șepilcă. Dar domnul Andrei se mișcă, stați așa cu căpșanul, nu vă mișcați. Da, stați așa. Este un mic secret de-a noastră, nu filma.
Asta a fost bârfa zilei. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Nu uitați să primiți în casele voastre colindătorii de la Jurnal TV. O seară bucurită să aveți! Mulțumesc tare mult cu mătărai buhnă și matali să ai o seară buhnită alături de buhnoiul matali, să-i buhnească de două ori. Da, și acum e că suntem tineri. Hai, de, gata, ajunge. Dar ai văzut că și la dânsa e atmosferă, e cam place. Da, mai toți, amu, e atmosferă de sărbători. Chiar dacă afară plouă și tot, Moldova s-a transformat într-un glod de Indiei Samarie. Nu te-am în glod. Dar și da, dar eu să ningă de anul nou. Lasă ca să ningă. Draga mea, până să ningă cu fulgi din ea, ning cu vedete. Da, ningi în aprilie. Da, stai și rog eu în aprilie, nu mă omul ia pe mine. Ei! Uof! Dragii mei, până o să ning cu fulgi din ea, vă promit că ningi cu vedete care măi de care. Și-am fost și-am văzut și vreau să vă arăt, dar nu știu, unii telecomandă așa ea. Ei, sub fundul, Matali! Ei, uof, una, două și... Și Matali, magii, cu o bucă i-a apăsat? Hai, eu trebuie să mă cu o bucă. Este? Așa, 3, 2, 1, start! They call me crazy blue. S-a lansat recent în showbiz, dar face în fel și chip ca să fie apreciat de fani și urmărit de presă. Johi Davis și-a sărbătorit ziua de naștere într-un local din capitală, iar la cât de lungă era masa, petrecerea semăna mai degrabă anuntă. E sărbătoare și răsună muzica. Cu 21 de ani și e hotărât să cucerească topurile de la noi și de peste Prut. Asta după ce scapă de mahmureală. Tu de la ce vârstă ai început să iei primul paharel? Da, să-mi aduc aminte, cred că de la 14 ani, dar bine că nu că cu o sumă mare, da? E așa, câte puțin. Nu sunt amator de băutură. Dar pentru ocazie am să beau, da, sigur. Și normal că astăzi e ziua mea, sigur că am să beau 21 de pahare. Ian, Tiana, nu vor veni? Nu, nu. Voi în ce relație? Sunteți comunicați? În ultimul timp nu comunicăm, dar am comunicat. Așa, lights. Asta e indirect? Nu e indirect, stai liniștit. Okay. Asta e, noi tata asta e. Johi a fost vedeta serii. Acesta a cântat în fața invitațiilor și le-a făcut chiar și pe doamnele mai în vârstă să se rupă în mișări pe ringul de dans. De jos în sus. Prima care i-a spus la mulți ani lui Johi a fost Aurelia Ciornaia, o artistă care declară că nu doar cântă frumos, dar și compune piese care au toate șansele să ajungă șlagăre. Для тебя я пою, слушай песню мою, Aurica моя, Aurelia. Nici colegii de brăsla lui Johi n-au lipsit de la petrecere. Carieră cât mai frumoasă și să aibă încredere ce face, el face bine. Eu ce i-am urat lui, i-am urat multă sănătate, multă baftă și multă iubire din partea persoanelor dragi care îl iubesc și îl apreciază la justa valoare. Vlăduț este un băiat foarte talentat. Vreau să spun că talentele la noi în țară nu prea sunt susținute. Svetlana Snegur e cea care îl critică pe omagiat mai des decât îl laudă. Și mergem înainte și se primește ceea ce se primește. Într-un termen, vreau să spun că de timp scurt, de timp de un an de zile, când a apărut doar cu pulcea la tatăl, vă dați seama că... Adică nu atingea publicul așa cum acum s-a pornit pe cu alți pași. Cei mai emoționați au fost membrii familiei. Lacrimile din ochii bunicuței și mărturisirile mamei lui Vlad ne-au dat de înțeles că ambele sunt pline de mândrie. Wow!
oamenii din satul dumneavoastră îl recunosc, vă spun că este nepotul? Da, și mulți mă întreabă chiar că am văzut pe ce canal pe Vlad. Ia că l-am văzut așa, ia că l-am văzut. Mulțumesc! Așa a fost, da, de la Dumnezeu să duc talentul. Adică cândva eu am dorit să devin ceva și n-am reușit. Cântăreață, clar. Dar... Vlad a reușit. Nu că n-am reușit, pur și simplu... Nu știu din ce cauză. În sus, hai sari! Auzi, cum îți spune ție ai sa, Tone Droga, spiridușul, la mulți ani mai străiești și te mulțești, să îmbogățești în tot ce înseamnă podoabă capilară, ca asta ajută. Tante Dora, ai râs, ți-o sărit din gură, ți-o sudat musteața, ia... Hai, ies, mă. Dar mi-a stimat lumea că eu am musteț, sau și... Asta stăiem, asta n-ați cine. Da, te dai, stai tu. Gata. Hai, du-și mai fai niște jucării pentru brăduți. Mă, i-ai spus lui Johnny la mulți ani. Da, nu-mi place nea de dâns, parcă-i... Dacă nu-i place de tine, plac doamne. Parcă-i colega mea de bancă care e șer de copiată de-a una. De, nu-i place, nu știu vedeți vreți voi mai... Haideți să vedem că Matica a să ningă cu colijoare la noi la începutul lui ianuarie și sfârșitul lui decembrie. Hai, este... Așa, of, cu cinișe, văleu, of. Hai să... Și prietena mea, buna mea prietenă, Svetlana Snegur, ne-o prășit pragul, hai prășește nici plasma. Așa, măi, eu frumos, nici nu știu ce să zic. Bravo, părul ăsta, parcă numai și matale te-ai trezit și te-ai pornit să-l sperii pe Johnny la ziua lui de naștere. Dar las că e bun așa. Coftița asta, matale, cu... Dar asta de la gât, colierul ăsta, se potrivește cu ștrampii, cu încălțămintea asta. Uite, tare gine să combină cu parchetul cu și mai laminat, ce e ăsta? Frumos, dragii mele, dacă n-aveți figura mea așa ca de scrumbie afumată, nu vă îmbrăcați mai în fuste să vă se vadă... Și-o pârla. Bun. Doamne. Valeriu Cornea. Ia uitați, dați vă rog un groplan să vadă și jgotul de la gât. Și cu asta pot să mor bine, mersi, ca și baloanele de aur. Zănică, auzi? Lănțișor. Lănțișorul. Lănțișorul, dragii mei, se asortează foarte bine cu baloanele din aur. Pentru că trăim în bogății și în lux. Măi, negru e bun. Scoteți, vă rog, n-am nimic față de aurul ăsta, că am și eu poftin, dar dacă nu-ți combine, nu-l puniți pe gâtul vostru masiv. Hai, următorul, și-au și ceas și inel, pircească, Doamne Dumnezeu, las-i bun. Așa. Of, doamna Popescu, iau-te, da făi verde, bob năut, tari îmi place să... La-la-la-la-la! Nu mă știi! Doamna Popescu, tăi stima și respect față de matale. Dar spune-mi, te rog, cum poți vii la ziua lui Johi Lăvis, care el tătă-i cu rupturi, cu jos în sus, în costum național, prosopul ăsta frumos. Nu-ți combină, draga mea, nu-ți spara, dar... Nu știu, parcă e Sfânta Sâmbătă, că suntem Sâmbătă, Sfânta Sâmbătă. Ia-ți mă dat de pantaloni rupți, treci în modă, că văd că dansezi frumos. Și energiile bune, e piatră naturală, hai să mergem mai departe. Of, Doamne! Așa, să-mi dau o leacă blănița mai jos, că m-am aprins. Și? Ia uite o măgeatul, unde uiți, nu la brad, ia uite-l, nu-i brad el. Of, ia uite mai la dâns și mișcări, hai sari! Auzi, măi, cum îl cheamă? Vlăduț, Matin, dacă nu greșesc eu numele lui. Am înțeles că și-o adus hainele de pizdihotare. Bine-i făcut, dar și mai combinele frumos, că geaca recunosc că îmi place. Știu că pantofii i-ai dat un pumn de euro. Dar nu-ți potrivesc, măi, cu ținuta asta. Pantofii respectivi, îți dau eu așa, că la o bab bătrână, un sfat. La un costumaș clasic, de o singură nuanță, de o culoare, nu în pătrățări, nu în dungi, pantofii și mua, țâță de fată mare. Dar și aici aplicație de fier, aici aur, aici numinte, dar și să-i faci. Nu-i bun, hai mergem mai departe. Șcurălușa asta, centurica asta. Important că-i sănătos. Da, sănătos. Sănătatea e importantă. Of, Aurica Maia, Aurelia Ciornea, mulți din voi
Mie îmi plac cel mai mult, parcă femeia odată, știi, odată casa cu crască și-o băgat și e mâinile și-o pus aici două mânuți. Ia. Da, asta e adevărat, asta nu e, e fashion, asta e acum ca zăpada. Și 7 pitici, Aurelia, dragă, scumpa mea, tare te mă iubesc, dar lasă-ți, inutil este, îmbracă-te așa uminește. Mai bine îmbracă-te nu la modă, ca să iasă mai bine. Floarea asta frumușică roșie, scoate-o și dă-i foc la mașină de Chișinău, că nu-i bună. Mergenușele, paietele, mânuțele, mânușile astea de porno star, totul merg, dragă, nec, tot să avem o vârstă. Nu-i bun. O, aici stai la desert, la desert, ia uite, într-o voce, cu vocea mea, din urechi. O, ia că îmi place desertul, parcă e coliba mea. O, auzi, Toli Druga, n-ai putut mai să te îmbraci, toți 21 de ani, să te îmbraci mai frumușel. La mine e tare, tare bunișor, dar aici, pantalonii ăștia, cu geaca asta verde, verde peste verde, parcă e un brăduț, lipsesc două jucării și mitraliera și mi-ai adus, alte, jgut. Dacă mă mai văd cu zbut la gât de aur... Lănțișor! Lănțișorul tău e, dar ăsta și... Lănțișor. Lănțișor, așa. Mai degrabă îl puneai lănțișorul eu, hârtie că era să combini cromatic. Câte de la Vlad Codreanu se iau cămășuică? Și? Câte de la Vlad Codreanu se iau cămășuică? Ia, trebuie să împrumut de la Vlad Codreanu, dar ce noi am? Ia, și-am împrumutat haine. Eu împrumut cu prietenii, le facem schimb, ei îmi mai dau, ei mai dau. Da, să-ți facă ceva într-o haine și acum mai simimbli. Nu cred. Of, dragii mei, eu simt și voi simțiți, sunteți siguri că urmează și ei mei gustoase colivă ever, never to be, to fit, to winter. Hai, este? I wanna be loved by you alone. Aurelia Ciornaia a urcat pentru prima dată pe scenă acum 2 ani la un concurs de talente din România. Cântăreața a nebunit jurații cu rochia ei extravagantă, a luat 3 de da și a trecut în etapa următoare. Exact aceeași ținută a nebunit-o și pe Dora. Așa că Aurelia Ciornaia e următoarea artistă care va deschide cutia Dorei. Doamna Aurelia, noi am stabilit astăzi o întâlnire pentru că avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Eu vă propun să țineți această cutie în mână. Chiar sunt surprinsă cu tot. Cam închipă ce este aici și cred că e tamal de timp potrivit, de atât că e fost un început. Dumneavoastră știți că după reguli, doamna Dora pune în cutie fie un tort, fie o colivă. Coliva pentru cea mai neinspirată ținută, tortul pentru cea mai bună. Credeți că aici e coliva? Da, eu sunt de acord la orice. Eu n-am... nu sunt pretențioase. Mănânc și toartă, mănânc și culivă. Dacă mi-e dau seama că e culivă, probabil. De ce? Credeți că Dorei nu i-a plăcut ținuta în care ați apărut? Nu știu, era ceva deosebit de ceilalți. Era, deci, o rochie, am ales așa o rochie de sărbătoare să ridic dispoziția la oameni. Da. Doamne, mulțumesc! N-am așteptat și mă gândesc ce am visat, în primul rând. Da, e pus început și îmi pare rău că foarte rar mă duc pe la biserică. Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele. Dar eu mă bucur, deci așa un semn de atenție frumos din partea doamnei Dori, să dă Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte, să ne mai facă cu libru, să ne mai dăie. Eu am văzut cum Nilu Țărnă a spus că are impresia când vede cu libru că ceva... asociații cu mormântare, cu băbuțele. Ați spus Nelu Țărnă? Ce v-am greșit? Nicu Țărnă. Nicu Țărnă, scuzați, emoții probabil, că așa neașteptat. Dar pentru mine probabil asta se începe viața nouă, știți, cu surprize. Deci viața ce e tristă, a murit, s-a început ceva mai pozitiv, mai frumos. Deci în sfârșit primul artist care se bucură că Dora îi dă coliva. Vreau să vă întreb câte ceva despre rochia dumneavoastră. De unde o aveți? Am înțeles că ați făcut-o la comandă. Am făcut la comandă de atât că am avut curaj să plec la România. Am participat la proiectul X Factor România 2015. Și pregândit piesa pentru concursul acesta, m-am gândit că probabil să fie prea plexitor, pur și simplu să stau și să cânt,
Și m-am gândit mai multe variante, ce să mai gândesc, ce pot să fac ceva neobișnuit. Este piesa asta care ați compus-o despre Aurelia, da? Haideți cântăm în loc de Aurelia, Dorelia. Для тебя я пою, слушай песню мою, Дора моя, Дорелия. Ты как солнечный свет, и тебя лучше нет, Дора моя, Дорелия. Ты как будто весна для любви нам дана, Дора моя, Дорелия. Для тебя я пою, слушай песню мою, Дора моя, Дорелия. Dorica mea, Dorelia. Eu am cântat altfel. Publicitatea mea, publicitatea. Ne vedem în scurtă pauză, hai. Am plecat să colindăm, dom, dom, să-nălțăm. Pihigea să o invităm, dom, dom, să-nălțăm. În platoul la Dorica, dom. Atentu-te, bună seara! Wow, bună seara! Dragă, și cum am... Iau de amândouă în rosu! Da, dă-mi voi să răspund și eu, da? Da. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștină, că-am venit și sfârșit la tine. E în loc, dragă, ia-te mai aici, tot. Da? Da, adică e pernuța frumos. Păi așa, așa. Așa. Bună seara. Tare bine că ați venit și eu n-ați mai lucrez. Hai, da, duci și joacă, duci și joacă copiii. Așa e copiii ăștia, doamne, e duci și suc din casă. Dragii mei, mulți din voi știu, dar alții nu știu, Tatiana Hegea este gravidă a doua oară. Dacă nu greșesc, gravidă cu... Și avem acolo un burtică? Un flăcău care o să-mi țină apărare o să... maximă. Așa. Spune, te rog frumos, e mai simplu să fii gravidă de fetiță sau de băiat? Care sunt deosebirile? E mai rău în burtă, am înțeles că tocați cu picioarele. Da, știi, să fii mai activ, da, e așa mai zvăpăiat. E mai activ, așa, e mai cu caracter, probabil. Te rog frumos, numai nu spune că vrei să-l botezi Dorel. Mă gândeam la așa versiune. Nu m-am gândit că Dorel, că am găsit eu cu mătră. Mă gândeam la așa versiune, dar n-ar fi rău. Draga mea, eu am văzut la voi, nu prea am când să văd televizorul, dar totuși am urmărit o tendință extrem de frumoasă. Așa, că oamenii care ajung în platoul ăsta râvnit la tine. Da, hai laud, mă leac, ca să-mi screați cu urechea. Și uite, eu nu pot să zic că n-am remarcat colecția ta inedită de pălării, da? Și astăzi ai una cu puf de lemn, da, văd eu aici. Da, puminură! Să știi că am apelat la bună mea prietenă, doamna Chiroșca, și ea mi-a pregătit așa un cadou pentru tine. Fii atent, asta e colecție inedită, foarte rafinată, exact cum ești tu. Când ați m-am mărit, ați mă eu pe asta. Da, pentru că mai am aici un colier dintr-o piatră specială. Eu am uitat cum îi zice, dar ceva... Asta e piatră foarte... Ia ca așa mai să vină în ochi. Nu veniți cu mâna în... Și snuvrat. Și du-te deja. Du-te deja, du-te mea, nu. Mă, eu și frumos. Ia uite, hop, deocamdată stă aici. Ia uite, dacă sunt făișonist, sunt făișonist, n-am ce fac. Mulțumesc, draga mea, am și eu un cadou pentru tine. Serios? Da, am trimis-o pe Jonica. Așa? Unde? În oraș, în lume, în popor, cum îți place ție. Să afli secrete, cum te și eu o femeie gravidă în a șaptea lună, așa cum ești tu? Și haideți să vedem și unde sunt oamenii. Ia chiar și după asta este povestea și Matale. Asta, Matale, uite. Ia că așa, oameni buni, am ajuns cu fericirea în mâinile noastre. Venim să iubim, respire, bate inima, ziua, e sănătos, e mare, zburde, țaie are câte luni, când îi... Nașterea, țuni, trunți. S-aude? Ce s-aude? Inima. Bate inima? Da. Tuc-tuc. Dar și fată, băiat? Copil. Copil? Copil! Mă tin că-s gravid, așa-i? Da, asta boală se lecuiește? Iată, copilașul am controlat, tot-i bine, inima bate. Hai să vedem cum stau și alți mămici, alte purtătoare de fericire. Am plecat! Eu am auzit că trebuie să sufle. Și dacă sufle, tata Ghimi, hai să suflăm. O să una, o să doi, o să trei. Am ajuns. Bună ziua, gogoșelele. Scuzați-ne de deranj. Vreau să vă întreb dacă vreți tare trogați mai jvot. Păi, ia, da, Ghimi, mi-e și tot svoi trogăt. A,
у вас уже 9? Уже. И пора-пора? Уже пора-пора. А может, сейчас? Мне ей страшно просто. Доамна Гугуаши, дайте мне интервью, ну, шизываш. Що лукрез, уамень бунин, нау спешал, он ж уамень шнувор с ворбяской. Чем мазать живот, чтобы он не бухнял? Масло. Какое масло? Оливковое, рассоль, соль, что там? Оливковое. Ага. А вы мажете живот? А он что, у вас не бухняет? А у меня бухняет. Что делать? Гладить. Там сказали не гладить. Я не понимаю на ту пібуртика. Я ж тю, коли пойму на пібуртики, а поїлся букури. Пойму на пібуртики, коли їлся як щити. Настоящий? Дуже настоящий, самий настоящий. А ваш ребенок на якому язикі розмовляє? Там у нас двоє. Він уже, а що, там внутрі два? О, поздравляю! І вместе у нас три. Да. І ми з тобою 5. І Таня Хегя 6-7-8. А Манцелеск єлі фемелі старий релік ін копії фак бокса коло ін бурте. Сферели, ну, копии фак спорт, куки Шарли, кумыни, хочу, а чё ж еле синервяза? Спорт, ж есть мишка, да, ну, сентрели. Да конкретно, Таня Хеги, инвитата ностр, с теми ди наштери? Да синица Таня Хеги. Виндой харбужей ловали. Ребенок должен быть в тепле. Должен дышать свежим воздухом. А кислым. Как он дышит? Через что? Через меня. Как через вас? У него что, нет? У него рот? Нет, они не дышат внутри, если вы не знали. А я думала, через пупок все они. Все через пупок. Я жду, как гравители, им нравится скушаться все вкусное. Что вы скушаетесь? Что вы любите? Покажите. Пока шоколадки, булочки. Но правда, что на солёное? Лёненькая тянет. Едет для меня три буркана манкат. Если мальчик, то да, если девочка, то нет, наверное. Кусил хранишь тему? Витамине. Я поел на пати сужи, сузета. Так, на связи с сукой. Мультипациенти с пункта нутрибешти дифрезат. Ага. Нутрибешти едена персонала софак, унгели смутаи, сунун плетяск. Рукарю креску. Да, да. Авем нову интернационе. Ви інтернаціонат? Ну, списки «ну». Інтернаціоналі ушари. Теті мамі, ліся, шаді інтернаціоналі, дівеселі, дідульч. Шиня дорідк, сина скрепі, діта. Оф, матінка, а мужа сина ск. Так у прима житорку, ще ма житат, так ма біжима. Ea e pregătită, gata, să devină mămică. Taniușa, a trecut testul. În care mamă te-ai regăsit de acolo? Sincer, m-am regăsit în momentul cu adevăr, spun fetele, că dacă ai băiat, te trage mai mult la sărățel, la murături, așa, pentru că confirm, în primul caz, când eram însăcinată cu fetița, eram așa mai leguminoasă, fructiferă. Ei, acum sunt așa mai mult pe cărniță, pe murături, așa. Dar băi bărbat! Da, bărbat, da. Dar e drept că dacă ai fetița pe nasul, e mare ca o cărtăcică. Burta e mai, nu? Da, eu știu că la burta, dacă burta e rotundă așa, așa au fost la prima mie. Era fată, dar dacă o lițică, e țuguietă în jos, e băiet. Așa. E țuguiețică? Ia vezi, la mine așa e de fitness copilul ăsta încât... Tu spuneai că mănânci carne, ai pofte de carne, dar burta mea, cum e o... Tine înții? Da, dar la carne proteică, dacă mănânci sănătos și în combinație cu garnitura perfectă, îți dai seama că... Nu te îngrași. Din contră, iei vitamină, dai copilului, îți rămâne și țuit, menții într-o formă bună, psihologică și fizică. Taniușa, prea complicată. Draga mea, și la prima naștere și la a doua naștere, tu arăți perfect, ideal. Nu crești, nu se înflă, ca de obicei, buzele, năsuc, ochișorii,
pietele, piciorușile se îmbrăcă de buton. Dar tu, Sandra, atât de experimentat, femeie, trecut prin viață, nu te-ai prins la ideea că eu eram gravidă în 7 luni în rochea aia roșie, spectaculoasă? Și n-am știut, eu n-am știut. Că n-ai zis ceva, zic, doamne, ai ascuns-o. Atât de obișnuitor mi-era, cum tu n-ai remarcat? Dar n-am știut, doamne, n-am știut, ascundeți voi bine. Da. Și vedetele, de obicei, în primele luni, ascund nașterea. Nu, nu, ești nu, nu cred că am ascuns. Da? Dar 7 luni și țara nu știe. Păi asta e genetic structurată bine, asta mergi avantajos, știi? Deci la alte femei îți dai seama, burta e mai mare, dar sub orice formă e un lucru binevenit, binecuvântat și dorit în viața unei femei. Și n-ar trebui să complexezi în cazul în care burta e mai mare, da? Pur și simplu, din punctul meu de vedere, e mai greu să te miști. Ai văzut cum mergea Janica, a imitat perfect unele gravide care se mișcă greu, urcă greu scările. Dar ceea ce urmează, bănuiesc eu, compensează orice greu. Dar spune, tu cum urci scările? Ușor sau eu mai greu? Faci sport? Foarte sexy. Eu țin minte, mami mea, când am născut pe o soră de-a mea, ea spune că femeia, chiar până în ultima zi, nu trebuie să șadă. În locul lui, pentru că el dacă stai așa, corect, cum să nască ușor. Deci fac forță. Apropo, eu... mami mea a născut acasă, a fost la prăjit și a născut-o. Super, sănătos, frumos, voios, nu? E, o pășcăiem cu fată. Drăguța, după... scuză-mă, te rog frumos, dar fetița acasă cu cine a rămas? E cu tăticul acum deocamdată, cred că se uită, stau cu... Dar nu știi tăticul când a să apară băițelul, a zic, aici stai băietul tati și fata ea mamii? Este așa o versiune, dar nu, nu mi-e frică. Asta e și normal, bănuiesc eu. Să fie un favorit al tatălui și un favorit al mamei. Dar cu siguranță ambii iubiți și doriți. De obicei fetele de stație și băieții mami. Așa, și la mine așa. De ce te dai tu în discuția oamenilor maturi? Da, tante, dar e interesant. Mâine pui mâine, poate și eu. Că e, că nu mâine pui mâine. Ești de aici, ești din casă. Tante, spune eu, mâine pui mâine. Am scșios. Hai, nu trebuie. Tante, Dora, vreau să spun un secret. Să liniștiești. Asta e ceva normal, Gigi. Dorica dragă. Dorica noastră, educată, spălată, a dispăduchit-o și a muzarul șterbii din mine. Fii atentă, nu trebuie să plângi, că asta e o bucurie, pentru că femeia scoate, da? Dar cum? Vreau să devin mamă. Eu vreau să spun cu poliție, jana mi-a spus cum plângi când plângi copilul, cum îl liniștești? Eu m-am făcut că plâng, știi că eu sunt de lună. Cum îl liniștesc eu? Îi fac vocalize, îi fac vocalize. Ia? Eu stau secund, eu plâng. Iubita, mamă, iubita. Dar vine eu așa o mamă tânără și frumoasă. Ești cel mai bun copil din lume, te ador. O, doamne. M-aș naște eu în familie la tine, am văzut. Sotul e bun, aș trece și ești la tot. Periculoasă, periculoasă ești. Dar și când ne asemănăm, amândouă suntem nate, frumoase. Da, aceeași constituție. Dragi telespectatori, chiar dacă doamna Hegea e gravidă, dar și să-i fac. Provocarea trebuie să fie și am ales o provocare din nota 10. Suntem gata? Hai spuneți da, vă rog. Hai, vă rog, așa. Opa! Doamna Dora a dat-o pe Tatiana Hegea pe mâna stilistului de la Jurnal TV. Cântăreața n-avea habar ce pune la cale echipa de filmare și în ce se va transforma după ce Emilian Crețu va da de 2 ori cu pensula. Eu bănuiesc fondul tenei verde, așa am o impresie. Dar nu, gospodă! Întotdeauna Tatiana Hegea crede că eu am ceva cu ea. Chiar nu am nimic. Follow me down to my Tu știi unde te vei duce așa de frumoasă? Păi deja prima etapă e trecută, Emilia m-a făcut frumoasă, m-a machiat foarte ok. Deja cred că în cimitir nu ajungem sau nu știu, să spăl, nu știu ce aș putea face. Într-un timp și 3 mișcări, dintr-o femeie frumoasă, Tatiana Hegea s-a transformat într-una super frumoasă. Însărcinată în a 7-a lună, interpretei nici prin cap să treacă faptul că stilistul îi va cere să-și schimbe și ținuta. Prea scurtă, nu? Super, păi de ce nu? Scurtă tare, dar nu știu. Nu, hai să zice. Ok, hai să... Asta. Dar m-am cu sclichici, cum vă place, vă o vedeți. Da. Asta e bună? Important e. O să se vadă burtuica, rămâne cred că asta. Da. Îmbracă-te. Da. Dezbracă-te mai întâi.
fără voi. Eu sunt gata, voi sunteți gata. Eu îți propun să mergi după mine. Acolo va avea loc provocarea, da? Da, și exact. Și pe teren, deja e bine. Să vezi, scăpăm de ploi și... Da, ce meserie te așteaptă azi. Pa, ba, bam! Pa, ba, bam! Astea sunt platourile, jurnalul de... Servitoare! Puteți plecați acasă, Tatiana, ține-te eu. Ok, Adriana, deci în halul ăsta, așa, da? Da, tu ai despălat colțul ăla de platou, pentru că aici trebuie să fie filmări și trebuie să înregistrăm. Așa, trebuie să fie foarte multe. Pentru mine e o problemă spălopă, da? Pentru că o fac și acasă. Doar confirmăm, asta e provocarea noastră. Da, exact, dar cum? Ce ai crezut? Eu mult pot cred la voi, aștept mult provocări. Ei, haide-mi, Teo, de fapt, noi am glumit, să știi că provocarea păcat ta de azi este alta. Păcat, chiar îmi doream tare. Va avea loc tot aici, tu vei fi prezentatoarea știrilor de sport de la Jurnal TV. Sport. Da. Asta e provocare, recunosc, pentru că mereu m-a admirat cei care prezintă știrile sport, au așa termeni de ochiați uneori, încât mereu au avut loc de admirație în inima mea și chiar e o provocare. Tatiana Hegea a intrat în pielea Daniele Genunchi, cea care mai bine de 7 ani prezintă știrile din sport de la Jurnal TV. Interpreta a început provocarea cu niște frământări de limbă ca să îi se dea mai ușor meseria. Casa, casa, în casă, casa, casa, în pană, casa, 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 casa. Bună seara, sunt Tatiana Hegea și astăzi o prezint știrile din sport. Florentino Perez i-a prezentat... Nu știu, indiferent dacă Zidane va reuși să câștige din nou Liga Campionilor. Dele, Ali și Cari, care sunt în multa liste de cuvinii, în timp ce... Bună seara, sunt Tatiana Hegea și vă prezint buletinul de sport. Hai, pui mie, nu buletinul, știrile din sport. Știrile din sport. Vrei să-ți spun cum se citește acolo? Da, hai, e Zinedine Zidane. Nu, asta așa, dar mai jos, Dybala. Dybala, Marquinhos, Dybala, Marquinhos și Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga, Kepa Arrizabalaga, Dybala, da? Marquinhos. Da, unde e acolo Marquinhos, ok. Negocierile vor începe indiferent dacă Zidane va reuși să câștige din nou Liga. Nu știu ce mă bâlbe aici. Bună seara, sunt Tatiana Hegea și vă prezint știrile din sport. Și acolo? Acolo nu văd. Nu văd textul. Dybala, Marquinhos și portalul Kepa au... Va fi fotbalist, cu siguranță. Dele Alli și Harry Kane sunt în fruntea listei de achiziții, în timp ce Dybala, Marquinhos și portarul Kepa Arrizabalaga de la Bilbao sunt fotbaliștii cu care se va negocia în vara lui 2018. Kane și Dybala sunt dorințele lui Zidane, în timp ce restul jucătorilor au fost remarcați de oficiale lui Real Madrid. Daniela Genunchi a urmărit cu atenție imaginile în care Tatiana Hegea prezintă știrile din sport. Colega noastră nici nu s-a așteptat că o cântăreață se poate descurca atât de bine. Așa, drăgălașă, bună, ce șanse? 40% deja le are să devină, deoarece are voce plăcută, are picioare lungi, eu nu după criteriul ăsta am fost selecționată. Provocarea nu i s-a dat ușor. În spatele camerei, Tatiana a recunoscut că nu va uita această experiență niciodată. Scumpa mea, jur, eu nu ascult știri din sport niciodată, deci nu am timp pentru asta și chiar a fost o provocare foarte grea, aparent ușoară pentru cei de acasă, sunt sigură, dar de fapt foarte complicată. Încă o dată mă convinc că a fi jurnalist este o mare responsabilitate. Gata? Gata?
Auzi, Taniușa, dar și nu-i lua pe asta, mi le-am creat-o. Una, două, să bag ca musca în curcal. Bă, dar vreau să spun chiar un talentat băiatul ăsta. Mi-a făcut frumoasă, m-a aranjat. Deci mă simțeam ca o divă, știi, exact ca o prezentatoare, nu știu, internațională. Eu în viața mea nu mi-aș da capul pe mâine. Păi, dar îți dai seama, eu chiar am avut tupeul să mă las pe mâna lui. Și mereu, de fapt, el mă surprinde plăcut. E un talentat, să știi. Și nu fie așa răutăcioasă. Dacă mă place, nu fie răutăcioasă, că omul talentat e talentat. Și Jenica. Hai să lăsăm glumele la o parte, tot atmosfera. Tante Dor, mă rog de mai iart că zvârliși cu perna în tine. Suntem suntem Sfântul Post. Am aruncat cu perna în tine. Dar pe mă, dragul, nu stai de aici la... Așa, noi ne am încetat. Ce emoționant momentul ăsta, extraordinar. Mă iert? Te iert. Știu cu prinde, Jenica, cu prinde. Dar mă iertat? Te iertat, știi că eu sunt mie bună și eu una, două și iert. Mai ales bărbați care încalc pe bătătură. Draga mea, cum a fost experiența la prezentatoare? Sincer, doamna Dora, sincer, eram atât de încordată. Zic, Doamne, zic, o să faci ceva, zic, nu știu, ceva va fi care eu... Dar a fost, sincer, o provocare inteligentă, așa, care eu m-am simțit bine. Dar m-am convins că termină de ochiat totuși... Pe bune, am avut cunoștință cu nume care mie chiar mi-erau... Firezii, ne aprindem singurul, Mărica. Dar spune, sincer, și profesii n-ai încerca în viața ta? N-aș încerca. Păi, da. Cam greu. Aș încerca cu siguranță cosmonaută. Dar și n-ai încerca. N-aș încerca, dar dăm variante. E gropar, la urma urmei. Gropar, de ce? Profiezi. Care-i profesie? Asta nu, chirurg. Nu, aș încerca. Urolog. Asta a fost visul meu. Tot aceeași, medicină. Apropo, atunci spune, când erai mică, care a fost visul tău? Când erai prințesă și visai la prinț? Care era profesia ta? Eu am fost foarte practică de mic copil, m-am dorit învățătoare să fiu. Opa. Respectiv doctor. Ginecolog? Cum? Ginecolog, doctor? Da, uite, adică ne-ai purtat burtica și ea. Asta mai început dorința asta, am înțeles eu ideea. Mai la maturitate. Hai să uităm cum erai când erai mitică, nu ca tine. Nerușinat-o. E n-a fost mitică. Te-ai iertat, gata, am glumit. Așa, câți ani aveai, Taniuș? Înși ani. Bam. Cred că 9 ani aveam aici. Și tot în roșu. Tu ai răspuns să fie în roșu ca să combini cu azi, da? Dai seama. Mamica cine acolo? Nu, acolo eu sunt singur. Eu, ursul mor. Acolo, asta e Snigură, ca pe cel timp. Nu exact ca zăpada. Moș Crăciun respectiv și cred că anul ce era acolo? Anul Bursucul. Anul lui Adriana, că Tatiana Hege, că l-ai pe Adrianul Ursu. Draga mea, mulțumesc că am văzut și poză din copilărie, din tinerieță. Nu că ești și bătrână, dar din când eram mai copilaș. Și cum crezi? E ca mă nervează, de vara asta are un sunet foarte... Sau tu un sunet, Dora, tu ceva cum ai făcut? Cărți, nu mă lăsa. Vedem o parte, la tine cred că. Asta românește spune părți, da? Draga mea, nu scăp nici tu. Dar promite înainte de a cânta la karaoke că ai să mă inviți la cumătrie. Draga mea, știi cum, niciodată nu zice, dar așa avea plăcerea. Să fie copil sănătos și să ne adune la așa o mare petrecere. Eu am să vin moașă. Știi, eu din moașul a microfonul este. Dragii mei, dacă este deja început de iarnă, atmosferă de brăduț, chiar dacă este trandafir chinezesc, avem și ghirlenzi pe sus, haideți să-i dăm cu un cântic care e tematic. Na. Și mai provocat. Sus? Sus. Maică sus, lângă Dora. Așa. Provocăm așa. Toți la sărbători, da? Da. Hai, să înceapă sărbătorile de iarnă. Așa. Ia-uzi. Muzica. Milioane de lumini pe strade, milioane de tălpe zăpade, magazine pline cu jucării. Și împreună încă o dată, milioane de pulci de zăpade, milioane de copii pe strade. Sărbători de iarnă cu bomna Dora. Și, hey, merg pe stradă și privesc oamenii care grăbesc să mă dau pe gheață. Îmi vine, mă simt bine, nimeni nu mă bagă în seamă, e cam de bandade. Unii
nu au bani, alții vor cadouri mari. Moșul pentru fiecare știe ce are, eu îmi văd de treaba mea. Pline de jucării, milioane de pulci de zăpadă, milioane de copii pe stradă, sărbători de iarnă cu